Bună seara, dragi prieteni! A mai venit o zi de miercuri, iar aici la TV Giurgiu, așa cum știți, de 3 ani și jumătate, deschidem împreună emisiunea La Porțile Dorului cu cei mai îndrăgiți interpreți din cântecul popular românesc. Și în această seară avem musafiri de seamă din acest gen muzical, 3 artiști, ca să recuperăm emisiunea de miercurea trecută, când din cauza spectacolului n-am putut să ținem această emisiune. Vă spuneam că avem 3 artiști de seamă din cântecul popular și cântecul de petrecere, care au răspuns invitației mele de a veni în emisiune și împreună să ne bucurăm timp de 2 ore de o parte din cântecele pe care acești 3 minunați oameni au venit în fața publicului spectator de la TV Giurgiu să ne bucure sufletul, mai ales că trăim cu toții emoția sărbătorii Paștelui, sărbătorii Învierii Domnului și vrem deja cu 10 zile înainte să dăm tonul la bună dispoziție, pentru că dumneavoastră, giurgiuvenii și nu numai, consumați cât se poate de mult cântec popular, cât se poate de multe tradiții și obiceiuri ale poporului român. Să nu prelungesc prea mult așteptarea, dați-mi voie ca numele dumneavoastră, în numele întregii echipe de la TV Giurgiu, aici, în direct, să salut cu tot dragul, cu tot respectul, pe cei 3 minunați artiști care cu greu au găsit această zi de miercuri să poposească. Și trebuie remarcat de la început că sunt la 2-a sau 3-a invitație la TV Giurgiu. În această seară, deci, avem invitați pe Mihai Constandache, bună seara, pe doamna Laura Bondari din cântecul popular de petrecere și un tânăr interpret despre care știm multe lucruri frumoase, Gabriel Gorjanu. Bună seara, bine v-am găsit și vă mulțumim frumos de invitație. Chiar dacă timpul este Domnul nefavorabil. Domnul Clement, și eu vă mulțumesc mult de invitație și întotdeauna când vin la dumneavoastră în emisiune, ca și acum 2 ani, mă simt ca acasă. Să vă simțiți ca acasă, pentru că ușile noastre sunt date de perete și primim cu tot dragul, cum numai giurgiuvenii știu să-și respecte și să-și primească musafirii. Dumneavoastră toți 3 aveți un statut anume, sunteți artiști, sunteți oameni care cântați și pe noi ne bucurați și de aceea le spuneam prietenilor de acasă că este o bucurie pentru noi să ne reîntâlnim cu fiecare dintre domniile voastre. Chiar dacă ați mai fost la Giurgiu și în formula aceasta ați fost și miercurea trecută la spectacol de lansare al albumului pe care doamna Cristina Turcu l-a oferit giurgiuvenilor. Cum ați revăzut după doar 1 săptămână orașul nostru, chiar dacă afară vremea este nefavorabilă? Mihai? Bună seara, în primul rând, domnul Clement, bună seara giurgiuvenilor. Bună seara. Și mă bucur tare mult că în această zi posomorâtă de miercuri am poposit la dumneavoastră în casă, unde de altfel de fiecare dată ne simțim ca acasă. Ce pot să spun? 1 săptămână ne-a despărțit această minunată album pe care doamna Turcu Preda l-a lansat în Giurgiu. Vreau să spun că pentru mine a fost ceva foarte fantastic, să zic. Mi-a plăcut foarte mult. Spectatorii au fost... Despre spectacol vorbim pe parcursul emisiunii, Mihai. Întrebarea era, cum ai perceput giurgiuvenii după doar 1 săptămână? Pentru mine sunt locul numărul 1. Oameni de excepție, oamenii, un public minunat, oamenii care pe mine m-au lăsat fără cuvinte. Doamna Laura, chiar dacă nu ați evoluat artistic, ați fost alături de Silvana Râciu, așa prietena este. Dumneavoastră, ați fost așa alături este. De... ceilalți artiști. Cum revedeți orașul și oamenii din Giurgiu? În primul rând, orașul este foarte frumos. Publicul, am observat, extraordinar la spectacol. Un spectacol nemaipomenit, cu oameni deosebiți. Gabi? Da, totdeauna am iubit Giurgiu, totdeauna am iubit publicul giurgiuvean, care a știut la rândul său să ne iubească pe noi, artiștii, și totdeauna a știut să ne primească cu bucurie și cu căldură și să placă repertoriul autentic și piesele de altă dată, piesele vechi și...
Vreau să spun, Gabriel, că într-adevăr, și am spus-o de multe ori, giurgiuvenii iubesc cântecul popular, dar nu orice fel de cântec popular. Așa este. Dacă o piesă interpretată de un artist nu are mesaj de transmis, că fiecare cântec este o poveste până la urmă, că e de dragoste, că e de dor, că este de cătănie, că e de bocet, că e jale, fiecare cântec e o poveste de viață. Iar dacă oamenii nu au perceput, te uită repede. Nu e cazul tău. Vorbesc da, ca principii. Eu vin mai mereu la Giurgiu, pe la festivaluri, pe la emisiuni, pe la noastră, e a doua oară când poposez la noastră, cum ați spus și noastră la începutul emisiunii, și vin cu bucurie de fiecare dată. Ne-ai ales cântece frumoase, bănuiesc. Să știți că da, sunt și cântece mai vechi și cântece Laura Bondarin, la fel. Da, am venit cu alte piese mai noi, care compozițiile mi-aparțin, textele mi-aparțin și... Cred că abia așteptăm să vă vedem când vă vine rândul la cântat. Ajung la sufletul publicului, având în vedere eu când muzică de petrecere, muzică lăutărească. Eu vreau să fac o paranteză, cum a spus dumneavoastră. Degeaba avem unii interpreți, nu zic un interpret, degeaba avem texte frumoase dacă atunci când suntem în fața publicului nu transmitem. Obligat trebuie să și transmit. Dar pe mine, eu sunt un fericit. Eu ceea sunt un fericit, chiar dacă eu am așa o alură mai spre alt gen de muzică, așa cum am mai spus și în alte emisiuni, în alte televiziuni, îmi place să mă transform când sunt pe scenă și să transmit publicului tot ceea ce este în cântec. Abia așteptăm să vedem cum vei evolua și în emisiunea noastră, pentru că miercurea trecută succesul a fost de partea ta. Și fiind mai mare ca tine, sper că îmi dai voie să-ți dau și un sfat. Cu mare drag. Să-ți rămână ca un reper, dar acest lucru să îl uiți repede, gândind că mâine vei apare într-un alt spectacol, într-o altă emisiune, unde tu trebuie să vii cu plus. Evident. Că altfel, eu știu, prea multă mândrie strică. Nu. Aici nu ține cont de mândrie, ci ține strict de ca și persoană, cum te manifesti în fața oamenilor, cum vorbești cu publicul, pentru că spectacole sunt spectacole, iar spectatorii sunt diferiți. Absolut, și este un public, cum spuneam, iubitor de folclor, dar foarte exigent. Așa nota este. Care o dă publicul este reală. Deci, publicul cerne. Absolut. El ne ridică, el ne coboară. Mai vorbim, te rog pe tine, Mihai, să fii mai aproape, tu deschizi, că ești mai aproape de locul de cântat. Cu mare drag, da? În fața... Pregătește-te de cântat, iar pe dumneavoastră, prieteni de acasă, vă invit ca la cele două numere de telefon afișate pe ecran de colegii din regie, la unul puteți să trimiteți mesaje către cei trei artiști, către persoanele dragi din viața dumneavoastră, ținând cont că sâmbătă avem o sărbătoare religioasă foarte importantă, Sfântul Gheorghe, patronul spiritual al orașului Giurgiu, iar duminică de Sfintele Florii, cu siguranță fiecare dintre dumneavoastră are o floare în familie, în grupul de prieteni, așadar profitați, le trimiteți mesaje acestor persoane dragi din viața dumneavoastră, iar la celălalt număr de telefon afișat pe ecran, cu tarif normal, puteți să ne sunați din orice rețea telefonică, puteți intra în legătură directă cu cei trei artiști. Mușchetare. Până vă faceți curaj, și-a făcut curaj Mihai Constantache și ne prezintă primele lui două piese alese pentru noi iubitorii cântecului popular, numai aici la TV Giurgiu. Sărbătoare, azi la noi în sat, se mărit o floare cu un mândru băiat. Hai veniți acum cu toții să ne veselim, cântecul și jocul, haide să-l pornim. Hai veniți acum cu toții să ne veselim, cântecul și jocul, haide să-l pornim. Da, haide să ne veselim, hai nuntă mare să pornim. Lăutarii,
vesel nu nimare. Să jucăm în horă, da haideți gospodare. Socru mic e tare mândru și e bucuros, că-și mărită fata cu-n băiat frumos. Socru mic e tare mândru și e bucuros, că-și mărită fata cu-n băiat frumos. Da, socru mare-i mândru tare, păi că mireasa-i ca o floare. Au venit la nuntă oameni gospodari, muzica e bună, vesel socrii mari. Și mireasa-i mândră tare lângă alei bărbat, că-i cea mai frumoasă de pe aici din sat. Și mireasa-i mândră tare lângă alei bărbat, că-i cea mai frumoasă de pe aici din sat. Da hai mireasă, hai la joc, da să vă fie cu noroc. Aveți în viață tot ce vă doriți, sănătate, baftă, mulți ani fericiți. Pentru anul care vine vreau să vă urez bucurie în casă, poate și un botez. Pentru anul care vine vreau să vă urez bucurie în casă, poate și un botez. Da hai cu toții împreună, hai să vârtim hora cea bună. Da să învârtim în pas de doi, că la Brăila la noi, hei hop și așa mai. Dunăre, Dunăre albastră, eu am floare la fereastră. Dunăre, Dunăre albastră, eu am floare la fereastră. Fericel buboc de fată, mi-ai furat inima toată. Hai, hai, măi dorule, hai. Flori alese din câmpie, de-n albă și iasomie. Flori alese din câmpie, de-n albă și iasomie. Busuioc și romaniță, doar tu mi-ești dragă mândruță. Hai, hai, măi dorule, hai. Trece mândra mea pe drum, pe sufloare de salcâm, măi. Trece mândra mea pe drum, pe sufloare de salcâm, măi. Eu trimit dragostile să scuture florile. Hai, hai, măi dorule, hai. Mândră inimă curată, mi-ai furat inima toată. Mândră inimă curată, mi-ai furat inima toată. Cu ochii mai fermecat, cu gura mai sărutat. Hai, hai, măi dorule, hai. Mândră mireasă te-i luam, ca să împărțim dragostea. Hai, hai, măi dorule, hai. Da, cântece frumoase ca frumusețea sufletului lui Mihai Constandache, dragi prieteni, și atenție, stimate telespectatoare necăsătorite, Mihai e necăsătorit, poate eu știu, îl căsătorim la Giurgiu pentru că e la vârsta când ar cam trebui să gândească la acest moment important. Și eu mă gândeam că vin aici în Giurgiu, unde am văzut numai fete frumoase și mă gândeam poate ne facem vecini de oraș.
Păi de ce de oraș? De cartier, de eventual. Cartier, ca să și poate și de bloc până la urmă. Sau, eu știu... Gata, noi suntem pregătiți. Aviz, uite, soliști, nu? Avem lăutari, găsim lăutari vestiți. Nu ne facem probleme de lăutari, de artiști, de soliști. Nu, care avem... să vină la eveniment și să bucure invitații prin prezență. Evident, îi așteptăm cu mare drag. Acum să găsim fata. Acum să, să găsim fata, tu să te hotărăști, pentru că... Eu cam am început să mă hotărăsc. Da? Să vedem. Dar te știu pretențios, așa cum e și în cântecul puțin popular. Puțin. Hai să nu exagerez, dar sunt puțin cam pretențios. Trebuie să-mi iau o fată care să-mi placă până la urmă, nu să stau și cum să zicea mama odată, mama iau că e fată de casă. O fac eu fată de casă, având în vedere că știu absolut orice și mulțumesc mamei mele că m-a învățat să fac orice. Mă refer în bucătărie și oriunde și cum să mă comport. Am mica pretenție, să zic așa, să iau o fată pe placul meu. Pentru că vreau să trăiesc toată viața cu ea, nu vreau să iau pentru o lună, pentru două sau pentru... Gândești frumos și sănătos în același timp. Doamne ajută, mulțumesc, cum zice românul, să-ți ajute Dumnezeu să găsești mai curând fata. Pe toți. Dar să nu ne uiți și pe noi să participăm. Vine și echipa de operatori de la TV Giurgiu. Chiar vreau să felicit echipa și operatorii care se ocupă de această emisiune, pentru că sunt niște băieți extraordinari și le doresc multă sănătate pe această cale, pentru că din mâna lor iese ceva... Și frumos. Cu ajutorul domnilor din regie. Cu exact, toată echipa. Mă refer la toată echipa și din regie și cameraman și tot ce ține de, de televiziune. În frunte cu domnia sa, domnul Clemente. Trebuie să mulțumesc de compliment, Mihai. Trebuie să le spun telespectatorilor că în această seară avem o masă încărcată de bunătăți, lucru pe care vi-l dorim, dragi prieteni, ca începând de astăzi să le aveți și dumneavoastră bucuria meselor îmbelșugate, în fiecare zi să scăpați mulți dintre dumneavoastră de grijă și să-i mulțumesc în mod deosebit domnului Marian Dumitrescu de la cofetăria Totis, care în această seară ne-a răsfățat cu tot domnul Marian, de produse. Domnul Marian face așa ceva. De câte ori vin aici, tot mănânc. Unde? Acolo să mă uit? Deci nu plec fără trei colaci. Mielul deja e luat de Paști. Cozonac am ca vreo două ferite, să știți că găsiți produse foarte... Așa este, domnul Marian ne-a răsfățat în această seară împreună cu doamnele de, cu mâini de aur, cum îmi place mie să le numesc, de la cofetăria Totis. Le dedicăm toate melodiile din această seară. Sunt prietenii noștri sinceri și, prieteni, vă recomand să consumați produsele de la cofetăria Totis, pentru că sunt... lucrate tradițional, frământate ca pâinea în casă, cum știe numai țăranca româncă să frământe, sunt coapte în cuptoare tradiționale și toate sunt un deliciu. Noi abia așteptăm după emisiune să facem o masă comună aici cu toții și să gustăm pe săturate din aceste minunate produse de panificație și de cofetărie. Mulțumim, domnul Marian, să vă țină Dumnezeu gândul cel bun. Salutați și fetele care știu că acum se uită la noi. Să primească fiecare în dar cântecele artiștilor din această seară și vă asigurăm de prietenia și respectul nostru. Mulțumim de asemenea doamnei Petronela Sândulescu pentru găzduirea artiștilor înainte de emisiune. Produse delicioase, servire ireproșabilă, cum numai Petronela Sândulescu știe să ofere consumatorilor giurgiuveni. Cred că este momentul să o invităm și pe doamna Laura la cântat, da? Sigur, care da. A venit cu piese noi, a venit cu... Da, piese... voi începe cu primele două piese, Vis de mamă, am mai scos o piesă cu mama, care i-am dedicat-o mamei mele. Și tuturor mamelor care acum se uită la noi. Care e îngerul meu păzitor, de undeva de sus. Iar a doua piesă, Ai fost prima mea iubire, cred că o dedic pentru toată lumea care a avut prima iubire, nu se uită niciodată, domnule. Așa este, dumneavoastră ați uitat prima iubire? N-am uitat-o. N-ați uitat-o. N-am uitat-o. Dar tu mă vedeți lângă ea aici, deci eu sunt prima iubire. Am înțeles. Okay. Deci, dragi prieteni, folosiți cele două numere de telefon. Băieții din regie sunt pregătiți să preia și mesajul dumneavoastră și telefonul în direct. Iar până vă faceți curaj... Laura Bondari vine cu două piese în prima audiție. Să o urmărim, iar prin mesajele și telefoanele dumneavoastră să-i acordăm și nota pe care o merită. Cu siguranță va primi de la fiecare nota maximă, nota 10, că asta este. Să-i dăm drumul cântecului cu Laura Bondari.
mi-am văzut mama în vis, Doamne, cât am suferit. Îmi spunea să plec la-i mei, că sunt singure. Mai stai, mama, nu plecă, vreau să stau cu dumneata. Îmi e dor, mama, de tine, mult ține-ai la mine. Mai stai, mama, nu plecă, vreau să stau cu dumneata. Îmi e dor, mama, de tine, mult ține-ai la mine. Și eu cu tine multe lucruri îmi spuneai și mă dojenai. Închid ochii, să-mi visez, să-mi apară, să-i zâmbesc, să-o mângâi și să-i vorbesc, mult o mai iubesc. Închid ochii, să-mi visez, să-mi apară, să-i zâmbesc, să-o mângâi și să-i vorbesc, mult o mai iubesc. Mult ține-ai la mine. Mai stai, mama, nu pleca, vreau să stau cu dumneata. Îmi e dor, mama, de tine, mult ține-ai la mine. Și-a dat bunul Dumnezeu.
De mamă, cântec de recunoștință pentru cea care ne-a dat viață și care este o icoană pentru fiecare dintre noi și un cântec de viață al din repertoriul Laurei Bondari, un cântec în care își manifestă dragostea față de iubit. Am zis bine, da? Așa este. Mergem mai departe și vă aștept, vă reinvit, dragi prieteni, să ne sunați, să intrați în direct cu cei trei artiști, să trimiteți mesaje celor dragi din viața fiecăruia dintre dumneavoastră, iar în numele telespectatorilor giurgiuveni ofer un buchet de flori pentru această minunată artistă, Laura Bondari. Mulțumesc din suflet! Ca drept recunoștință pentru pasiunea pe care o are față de cântecul de petrecere. Vă mulțumesc mult, domnul comisar. Astfel ne aduce un gram de bucurie prin cântec și ne alină de cele mai multe ori dorul și suferința. Vi le ofer la terminarea emisiunii, sunt ale dumneavoastră, sunt flori frumoase ca chipul dumneavoastră și ca vocea și interpretarea pe care o dați cântecelor populare. Și spuneam că telefonul este deschis și iată că un prim telespectator este în legătură telefonică directă cu noi. Alo? Bună seara! Sărut mâna! Mă numesc Liliana Goznariuc. Sărut mâna, doamnă! Ce telistă, mea! Vă mulțumim că ați revenit în forță pe micul ecran al Giurgiului, al televiziunii locale, pe care toată lumea urmărește cu mare interes. Referitor la emisiunea dumneavoastră. Știți dumneavoastră lucrul acesta, doamnă? Da, pentru că în Giurgiu, într-un oraș mai mic, lumea are impresiile la vedere. Mulțumesc! Mulțumesc colegilor care sunt în studio. Le mulțumesc pentru că își răpesc din timpul prețios să vină la noi la Giurgiu, să poată comunica muzical, verbal, cu lumea minunată de la Giurgiu. Le mulțumim pentru zâmbetul și acuratețea cu care abordează publicul giurgiuvean. Mulțumesc tânărului pentru mine, este ca și băiatul meu. Vă mulțumesc, doamnă. Are un suflet nobil, are un zâmbet care întotdeauna duce omul să-l iubească. Doamnă, mai ușor cu laudele, că intră în capul lui Mihai. Nu, doamna are dreptate. Mihai este un băiat modest. Mihai este un băiat care promite mult. Și colega mea dragă, la fel, deja este de mult pe mapamontul nostru al muzicii populare, al muzicii lăutărești. Și celălalt coleg mai tinerel îi doresc tot binele din lume. Vă mulțumesc, sărbători cu bine. Vă doresc
lumina sfântă să vă intre în suflete, în doruri și în toate cele care le doriți. Vă mulțumim! Alături de frumosul și talentatul nostru, moderator Lili Clement, frățiorul nostru de la Giurgiu. Frumos nu mai sunt, doamnă! Să te răsputezi să aducă publicului giurgiuvean și solii din altă parte, pentru că în Giurgiu noi suntem destul de cunoscuți, puținii care suntem, suntem destul de cunoscuți. Vă doresc sănătate, domnule Ilie Clement, aș dori să aduceți din ce în ce mulți colegi și aș ruga colegii să impresioneze plăcut și pe ceilalți colegi și să impulsioneze pentru a veni la chemările dumneavoastră la televiziune. Doresc tuturor care poartă numele Floare, le doresc sănătate, le doresc împliniri și să le dea Dumnezeu binele de pe întreg pământul. Vă doresc o seară bună. Mulțumim, mulțumim de telefon, doamna Liliana Bodnaruc, ca de fiecare dată, atentă la toate detaliile. Vreau să-i mulțumesc și eu. Ea pentru... este o interpretă a cântecului giurgiuvean și îmi place mie în spectacol să o prezint ca născută în Maramureș, căsătorită în Muntenia și cântă dumnezeiște, Banat și Ardeal. Și aproape întreaga zonă folclorică românească. Mai avem un alt telefon. Alo? Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara, stimată domn! Și vreau să mă bucur că ați revenit la Poalele Dorului. Este o emisiune foarte urmărită. Vreau să le spun și invitaților dumneavoastră o seară plăcută și mulțumim asemenea în orașul nostru, Giurgiu. Vă urmăresc de asemenea cu plăcere de fiecare dată și pentru toate melodiile din această seară, gânduri bune și să aveți o emisiune cât mai plăcută pentru orașul nostru Giurgiu, pentru că este un oraș mic și prin emisiunea dumneavoastră, prin cântecele invitațiilor dumneavoastră care le aduceți la noi, să le dea Dumnezeu multă sănătate și dumneavoastră la fel. Mulțumesc de telefon, aș fi vrut să știu și cum vă numiți. Păun Alexandru. Mulțumim, domnul Păun, primiți în dar toate cântecele din această seară, iar sărbătorile să vă aducă bucurie în suflet, să fiți sănătos și împlinit din toate punctele de vedere. Găbiță, ți-e rândul la cântat, iar fă și tu doi pași lateral dreapta ta, iar eu am să citesc și primele două mesaje primite de la telespectatori. Luiza din Vadulat oferă toate melodiile din această seară pentru toți sărbătoriții de duminică și le urează la mulți ani. Pentru toți sărbătoriții cu ocazia zilelor de Sfântul Gheorghe și Florii, un călduros la mulți ani și multă sănătate, la fel și celorlalți români de-a lungul și de-a latul țării. Mulțumim de mesaje, poate ni le și semnați. Se pare că mai avem un telefon, Gabriel, să nu te superi. Sigur, nu mă supăr. Cu tot dragul. Da. După ce băieții din... s-a refăcut legătura telefonică, să-i dăm ce se cuvine telespectatorului care ne-a sunat, da? Alo, bună seara! Bună seara dumneavoastră, bună seara din platou, bună seara telespectatorilor dumneavoastră. Sărut mâna doamna Cristina Turcu Preda. La porțile Dorului. Aici suntem la porțile Dorului, pe malul stâng al Dunării, unde dumneavoastră miercurea trecută ați fost sărbătorită prin cântec pentru minunatul dumneavoastră album. Domnul Ilie Clement, ce măreaz, ce m-ați recunoscut așa după dumneavoastră, am crezut că nu am mă recunoașteți. Am cochetat și eu cu muzica, doamnă, chiar dacă mai mult am dansat decât am... nu vă înșală. Așa este. Am intrat să vă mulțumesc din inimă dumneavoastră, domnule Ilie Clement, care a fost sufletul și inima spectacolului Pun Pariu cu tine viață. Să mulțumesc domnului primar Nicolae Barbu, Consiliului Local, să mulțumesc colegilor mei de cântec ce mi-au fost alături și nu în ultimul rând să mulțumesc publicului Giurgiuvean.
iar cred că în seara asta la dumneavoastră, nu urmăresc, dar știu că aveți emisiune. Cumva Mihai Constantache, lângă dumneavoastră. Da, v-a făcut și bună seara, doamna Cristina, eu v-am făcut cu mâna, am crezut că ne urmăriți. Să știți că mă bucur tare mult că am fost și eu prezent la acea lansare minunată care domnul Clement a pus la cale să vin și să vă fac... să zic, acea seară, noi colegi, o seară mult frumoasă și chiar a fost o seară pe cinste, zic eu. Și ascult albumul dumneavoastră cu mare drag, chiar și acum când am ajuns până să venim la Giurgiu, pun pareu cu tine viață, chiar mi-a intrat la suflet și ascult foarte... Bună seara, doamna Cristina, vă spune și Laura. Te prețuiesc pentru tot ceea ce faci tu în cariera ta artistică. Vă mulțumesc. De asta, din acest motiv, mi-am și dorit să-mi fii alături la această frumoasă realizare și bucurie a carierei mele artistice. Pentru mine a fost o mare onoare să fiu alături de dumneavoastră și vă mulțumesc tare mult. Și ori de câte ori se vor ivi ocazii, eu voi răspunde prompt pentru dumneavoastră. Mulțumesc din inimă. Și eu vă mulțumesc. Vreau să spun, domnul Ilie este lângă tine, da? Da. Vreau să mai spun că am primit foarte multe telefoane și mesaje de felicitare. Mă simt și totodată atunci m-am simțit un om împlinit și fericit când văd că lumea mă iubește și mă apreciază pentru că publicul este cel ce îmi oferă dragoste și tu știi foarte bine, Mihai și domnul Clement. Așa este. Iar eu prin cântecele mele aduc un strop de bucurie și încerc să doresc oamenilor speranța, încrederea să înțeleagă că lucrurile sunt trecătoare, la fel ca apa, la fel ca omul, dar cântecul rămâne nemuritor. Bună seara, doamna Cristina, vă spune și Laura, vă mulțumește frumos pentru CD-ul. Cine, că nu știu cine. Laura Bondari. Bună seara, Laura, bună seara. Vă pup și vă mulțumesc încă o dată pentru CD-ul. Cu mare drag, nu am știut că ești în... Vă pup, o seară frumoasă, doamna Cristina. Nu urmăresc emisiunea, spre rușinea mea. Doamna Cristina, vă asigur că publicul giurgiuvean, deși a fost sala arhiplină, dacă am fi avut o sală mult mai mare decât cea Ateneului, ar fi fost la fel de neîncăpătoare. Vă asigur că a doua, a treia, a patra zi după evenimentul de miercurea trecută, mulți, foarte mulți giurgiuveni au ținut să vă mulțumească că ați ales orașul nostru ca să lansați ultimul dumneavoastră album și cu sinceritate. Cel mai recent. Da? Și mă rog la Dumnezeu să nu fie ultimul. Nu, noi ne rugăm la Dumnezeu să veniți aproape în fiecare zi la Giurgiu, să umplem sălile de spectacol, pentru că frumusețea sufletului dumneavoastră, frumusețea chipului dumneavoastră, exact, frumusețea familiei dumneavoastră, frumusețea repertoriului dumneavoastră sunt motivele care stau la baza dragostei pe care publicul giurgiuvean vă oferă pentru tot ce faceți dumneavoastră și familia dumneavoastră minunată. Salutați din partea echipei TV Giurgiu familia Cristina Turcu Preda, fie că e mama, fiica de departe de acolo din Anglia unde e la studii, și nu în ultimul rând pe prietenul meu, domnul Iulian, soțul dumneavoastră cu suflet deosebit. Vă așteptăm cu mare drag la Giurgiu, iar concertul pe care dumneavoastră l-ați avut la Giurgiu, unde dumneavoastră ați fost cea care meritați toate aplauzele și toată lauda, pentru că puținii invitați din foarte mulți câți aveți dumneavoastră, prieteni și colegi de cântec, ar fi putut să participe, însă facem și noi totul în serial. Pentru că 4 ore oamenii au uitat de griji, de boli, de toate necazurile pe care fiecare le are în sufletul său. Vă asigur și prin intermediul emisiunii La Porțile Dorului de la TV Giurgiu că vă iubim, că vă prețuim, că vă respectăm și oricând Porțile Dorului la TV Giurgiu sunt deschise pentru Cristina Turcu Preda, vocea reprezentativă a cântecului popular muntenesc și nu numai. Spun cu sufletul toate aceste vorbe pentru că sunt adevărate și toți
prietenii, fanii dumneavoastră de pe meleaguri dunărene nutresc acelea sentimente de admirație pentru minunatul om, pentru modestul om, pentru inegalabilul artist Cristina Turcu Preda. Vă mulțumesc din toată inima, vă mulțumesc. Dacă pot să vă spun că ziua de 13 aprilie va rămâne una de neuitat și sfântă. Și pentru noi. Că publicul giurgiuvean, prin prezența numeroasă, prin aplauze și prin flori, m-a făcut un om împlinit. Știți cum? În fața publicului trebuie să te pleci, pentru că el te înalță, el te coboară. Să simtă că ai prins dragoste de el, că-l iubești cu adevărat și că știi să-i transmiți, eu știu, prin cântec, mesajul pe care tu vrei să-l transmiți și totodată să-l trăiască cu tine. Să te simți aproape. Eu am simțit publicul giurgiuvean cel mai aproape de mine. Toată dragostea și tot respectul față de oamenii care au venit să mă vadă, care mi-au oferit flori, iar ca interpret, dacă nu reușești să treci prin această fază a legăturii dintre tine și public, eu zic că ai apărut degeaba pe scenă. Asta ca să fac așa o mică paranteză și să mulțumesc încă o dată publicului spectator că a fost aproape de mine. Vreau să vă mai spun în câteva secunde două lucruri. După spectacol, a doua zi, nepoțelul meu, David, m-a întrebat: tataie, când mai vine tantea aia frumoasă să-i mai dau flori? Și al doilea lucru, promiteți telespectatorilor giurgiuveni, iar noi vom fi mesagerii acestui angajament al dumneavoastră, când veți reveni la Giurgiu și mai ales când puteți să onorați invitația de a fi prezentă aici la TV Giurgiu. Cu mare drag! Atunci când dumneavoastră mă veți invita, deci și veți putea și dumneavoastră parte, și vin cu mare drag pentru dumneavoastră, pentru publicul giurgiuvean. Vă așteptăm deci cu drag și considerați că undeva pe malul Dunării, pe lângă alți români de-a lungul și de-a latul țării, de la răsăritul până la sfințitul soarelui, giurgiuvenii vă iubesc cel mai mult. Vă mulțumesc din inimă, iar Sfânta Lumina Vierii Domnului Iisus Hristos să intre casele românilor de pretutindeni cu sănătate, cu dragoste, cu încredere și cu speranță. Să aveți un Paște fericit. Vă iubesc și Doamne ajută. Și încă o dată mulțumim, vă mulțumesc din toată inima. Și noi vă mulțumim și de telefon și pentru tot ce ne-ați oferit și urmează să ne mai oferiți. A fost doar, cum îmi place mie să zic, litera A din alfabet. Mai aveți încă 27 de litere, doamnă, de câte 4-5 ore să ne oferiți. Și aveți! Doamne. Sănătate tuturor din familia dumneavoastră frumoasă, gânduri alese de la toți giurgiuvenii. Mulțumim de vă telefon, sărut mâna! Și vă pup pe toții de acolo pe cei din... Sărbători cu bine, doamnă! Sărbători cu bine, fericită! Numai bine, doamnă! Doamne ajută! Doamne ajută! Așadar, dragi prieteni, chiar a fost o plăcere ce pentru bucurie să fie în direct cu noi, ca răsplată la tot ce a oferit publicul giurgiuvean, îndrăgite interprete a cântecului popular românesc, Cristina Turcu Preda. E o onoare pentru mine, o onoare bănuiesc pentru fiecare dintre voi, iar onoarea revine acum a lui Gabriel Gorjanu să vă ofere și el două cântece din repertoriul său. Să-l urmărim! Și le duce
că pe acolo mi-au rămas sufletul și al meu glas, oh, oh. Că de copil mi-a plăcut să bat văile cântând, măi. Cum făceam și altă dat, of, of. Să merg pe drum călător, să le cânt oamenilor, măi. Să merg iar la mine în sat, cum făceam și altă dat, of, of. Să merg pe drum călător, să le cânt oamenilor, măi. Tânărul Gabriel Gorjeanu își manifestă prin cântec dragostea pe care o poartă iubitei sale și se pare drumul așa de lung încât am convingerea că în zilele următoare ne va cânta o altă piesă în care ne va spune că drumul s-a scurtat și poate și cam destinele lor se unesc. Se pare că mai avem un telefon. Alo?
Alo, TV Giurgiu, televiziunea Giurgiu? TV Giurgiu. TV Giurgiu, emisiunea La Porțile Dorului, da? Exact, ați nimerit bine. Bună seara, aș vrea să știu dacă și dumneavoastră știți cu cine vorbiți în acest moment. Cu siguranță, cu interpreta cântecului popular argeșean, Daniela Cernea. Bună seara. Bună seara, domnule realizator Iulie Clement. Bună seara, emisiunii La Porțile Dorului. Mi-a fost dor de dumneavoastră și de Giurgiu Ben și dați-mi voie să-i salut și pe interpreții pe care îi aveți în această seară. În toată. Vă întoarcem cu drag salutul, doamnă. Eu nu mă aud tocmai bine, dar sper să ne înțelegem de parcursul acestei scurte discuții. Îmi face mare plăcere să fiu așa prin intermediul telefonului cu dumneavoastră în această seară și să vă spun că am intrat pentru că am un motiv întemeiat. Cred că toți giurgiuvenii știu că săptămâna trecută și eu am participat la o lansare de CD-ul a Cristinei Turcu, bineînțeles la invitația prietenului meu, domnul comisar Ilie Clement, căruia îi mulțumesc din toată inima și vreau să mă laud puțin pentru cei care ne ascultă și și vă privesc pe dumneavoastră online în această seară. Să le spun că a fost un spectacol extraordinar din toate punctele de vedere. Cum numai un profesionist de săvârșit ca domnul Clement poate să organizeze asemenea spectacole. Și dacă îmi dați voie, vreau să le spun celor care nu au fost în sală prezenți că domnul a asigurat ca de fiecare dată de altfel de un public extraordinar și colegii de acolo pot confirma acest lucru. Așa este, cu siguranță așa este. Așa este. În acest moment. Sala a fost neîncăpătoare, împodobită de flori și de un public pe măsură. Din partea mea, ca de fiecare dată și din partea familiei mele, domnule Clement, să vă țină Dumnezeu, așa în putere să puteți face mulți ani de acum încolo lucruri frumoase pentru publicul din Giurgiu. Și să nu uit ceva. N-am mâncat pește mai bun ca la Giurgiu niciunde. Da. Nu că după spectacol, domnul comisar, ne-a răsfățat în adevăratul sens al cuvântului acolo. Ajutați-mă cu restaurantului. Doamnă, deși nu avem voie, totuși este opinia dumneavoastră, restaurantul La Ponton. A fost minunată masa și încă o dată vă mulțumim că sunt eu cel puțin sensibilă că a fost surpriza din partea dumneavoastră. Și mai ales că... Ne-a simțit excelent și la cabine, și pe scenă, și publicul a fost pe măsură, și la masă, totul a fost la superlativ. Eu nu pot decât să vă mulțumesc, domnul Clement, pentru că faceți cu patos ceea ce faceți și publicul deja e obișnuit. Asta am vrut eu să spun, Daniela. Nouă ne place că mai găsim asemenea oameni care pun suflet în folclorul nostru atât de frumos și cred că cât de curând vreau să vă fac o vizită atât dumneavoastră cât și telespectatorilor, că n-am prea mai fost. N-am mai fost de vreo 2 ani, doamnă. Nu au trecut. Au trecut 2 ani și vă aștept cu Diana Călinescu, o altă voce de aur a cântecului popular românesc din zona Argeșului, de unde sunteți și dumneavoastră. Da. Și vreau să le spun telespectatorilor că dumneavoastră chiar ați mâncat în fiecare zi pește și într-adevăr... Eu, da. Am încercat. Eu m-am ajutat la Giurgiu pentru acest lucru. Daniela, dacă m-auzi, da. M-auzi? Mihai Constandache, ce vreau da, să te întreb. Apropo de, da, mersi, apropo de ce spuneai mai devreme de domnul Clement, ca și moderator, se face diferență dintre domnul Clement și alt moderator, că ceea ce face dânsul o face cu patos și cu bucurie în suflet. Absolut. Pentru că este un pătimaș al cântecului și al folclorului popular. Și te salut pe această cale și te pup. Eu aș vrea să... Mulțumesc frumos, eu vă salut, vă doresc succes. Mai rămâneți, doamna Daniela, că vreau... Să facă cât de ajută Dumnezeu... Doamna Daniela... În realizarea a cât mai multor spectacole de acest gen... și ca să nu monitorizăm emisiunea, dați-mi voie, pentru că se apropie sărbătorile pascale, să urez tuturor giurgiuvenilor și tuturor românilor din toată inima și cu toată dragostea mea sărbători fericite, cu bucurie și cu sănătate, în primul rând.
Vă mulțumim de urări, dar rămâneți ca să vorbesc și eu ceva, că doar spuneți că sunt moderatorul acestei emisiuni. Prezența prin telefon a domniei voastre ne dă încă o dată o dovadă în plus că ne iubiți, iar noi vă întoarcem iubirea și respectul pentru dumneavoastră ca om, pentru dumneavoastră ca artist. De Daniela, de numele dumneavoastră, de familia dumneavoastră, mă leagă o prietenie sinceră de cel puțin 25 de ani. Adevărat. Eu vă mulțumesc pentru ce ați făcut pentru familia mea și ați participat la evenimentele frumoase din viața mea, la botezul lui David, la nunta Mihaelei și la alte... Este de Domnul Flăcău, David. Da, este. Luna viitoare îl sărbătorim la 6 ani. La mulți ani. Să dea Dumnezeu la toată lumea. Iar dumneavoastră anul ăsta să deveniți... Iar dumneavoastră anul acesta să deveniți soacră mare. Iar la anul de ce nu bunicuță? Tânără, frumoasă sunteți? Nu, nu v-ar deranja să fiți și bunicuță. Nu, nu deloc, de-abia aștept acum cât mai sunt încă tânără. De-abia aștept, da. Înainte... Să nu uit să-i salut pe toți lucrătorii televiziunii, inclusiv pe patronul acestui post de televiziune și pe doamna, sunt foarte dragi și știți lucrul acesta. Da, așa este. Noi vă mulțumim pentru tot ce faceți pentru oamenii de pretutindeni. Iar meseria dumneavoastră nu aduce decât bucurie sufletelor noastre. Să vă țină Dumnezeu sănătoasă, la fel de frumoasă, la fel de modestă, la fel de prietenoasă, așa cum ați dovedit-o și până acum. Anterior intrării dumneavoastră în direct... Cu siguranță asta va fi, domnul comisar. Sunt convins că eu vă cunosc foarte bine. Anterior, vreau să spun, anterior să sunați, a intrat în direct și doamna Cristina Turcu Preda. Da, noi nu am vorbit astăzi pentru că am filmat separat, una la București, alta la Câmpul Lung și chiar nu am vorbit, eu am intrat pentru că știu când este emisiunea dumneavoastră, miercurea, și am vrut să cumpăr și eu puțin în momentul acelui spectacol care a fost. Oricum, evoluția dumneavoastră a adus plus valoare spectacolului în sine. Oamenii au fost încântați de evoluția dumneavoastră artistică, iar știind că mâine mergeți la ansamblu, transmiteți tuturor colegilor gândurile giurgiuvenilor de bine și eu deja am lansat invitația să mai poposiți la porțile dorului, pentru că am uns toate balamalele și să deschid ușile până la perete. Vă aștept cu Diana... Trebuie să ne vedem neapărat. Și cu Daniela, cu neapărat. Diana Călinescu, care ea nu a fost niciodată la noi. Da, o să-i transmit și mai ales că noi avem și un duet, cum bine ați văzut la spectacol. Și care a prins bine la public. Să cântece noi și frumoase pentru publicul nostru drag. Vă mulțumesc de telefon, să fiți sănătoasă și vă așteptăm cu drag când puteți dumneavoastră în orice zi de miercuri. Și eu vă mulțumesc, vă toată fericită și vă iubesc pe toți. Te pupăm, seara bună. Mulțumim încă o dată, doamna Daniela, iată, artiștii care au evoluat miercuri încă nutresc bucuria acelui eveniment cultural. Mă uit la ceas, Mihai, și văd că zboară. Și am mâncat vreo 2 colaci cât s-a ținut aici discursul, pentru că neamule, ce să zic, această brutărie face pâine, bune. Cozonac și chifle, ce am mai văzut pe aici. Ei, chiflele zice la voi la Brăila. La Brăila, la noi... Pâine împletită. Exact. Da. Da? Este mâna și vina domnului Marian, domnule, și Marian personalului Plec, de la Totis. 2-3 colaci, da? De aici de la... Și dacă, dragi prieteni artiștii, spun că sunt produsele, le-au gustat și sunt delicioase, faceți și dumneavoastră același lucru. Tu oferă-ne alte 2 piese pe care mi le-ai pregătit. Iar pe dumneavoastră, dragi prieteni, vă invit să ne sunați, să ne trimiteți mesaje. Am mai și primit de la dumneavoastră câteva, am să le citesc. La mulți ani pentru soțul meu, Geo, din partea soției Luiza. Bună seara, vreau și eu să dedic toate melodiile din această seară pentru tatăl meu, Bădoi Florin, și pentru mama mea, Jenica Bădoi, cu mesajul vă iubesc din partea lui Florica din Gogoșari. La mulți ani de Flori, multă sănătate la toată familia Bădoi. Bună seara, vreau și eu să dedic toate melodiile din această seară pentru soțul meu, Florin Petoiu, un sincer la mulți ani, să fie sănătos
și să se bucure de băiatul său, semnează soția Florica. Am mai primit, le mai citim și după evoluția artistică a lui Mihai Constantache, însă din respect pentru un alt telespectator, ai răbdare, Mihăiță, și să intrăm în direct cu alt telespectator. Alo, bună seara! Bună seara, bună seara! Alo? Alo, da. Sunteți în direct la TV Giurgiu, bună seara! Bună seara! Ne-a sunat! Da, pentru un domn Clementu să vorbesc. Vă rog! Da. Alo? Alo, da. Vă rog. Bună seara. Ne-a sunat. Sunteți în direct la TV Giurgiu. Eu sunt. Eu sunt, Clement. Păi nu vă înțeleg. De ce că el... Văd că nu răspund. Păi... La televizor, păi eu sunt acum în direct la TV Giurgiu cu dumneavoastră. Să luăm un prim plan cu dumneavoastră. Să... Uite, sunt în comuna Oinacu. De cine cu doamna Leana, săraca, a murit, era prietena lui? Da, mamaia lui Gelu Voicu. Da, 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 nu era prieten, a venit și el la ea aici acasă. Eu cred că vorbiște. Clementu a venit la ea, săraca nu mai trăiește, nu mai e viață. Așa este, din păcate. Cred că stați în pat și vorbiți cu el. Noi vă auzim, spuneți. Probabil că urmăriți ar post. Da, el nu vorbește, mă uit la televizor, nu vă trebuia și eu. Domnul Clement, cred că te da, până să reface legătura legătura telefonică, îl rog pe Mihai să pregătească alte două piese. Domnul cred că a vrut să vă sune pe telefonul privat să vorbească. Să vă transmită că a murit bunica de la Oinacu. Dragi prieteni, vă rog să fiți atenți la evoluția artistică a lui Mihai Constantache, care vine cu alte două piese frumoase din repertoriul său. Să-l urmărim! Haideți mai flăcăi la joc, hai la dreapta, hai diri diri da. Frunză verde busuioc, hai la dreapta, hai la dreapta, diri da. Haideți mai flăcăi la joc, hai la dreapta, hai diri diri da. Să jucăm bătuta măi, hai la dreapta, hai la dreapta, diri da. Se joacă pe la noi, hai la dreapta, hai diri diri da. Să jucăm bătuta măi, hai la dreapta, hai la dreapta, diri da. Se joacă pe la noi, hai la dreapta, hai diri diri da. Hai, hai, ca zi așa nu lăsa. Să jucăm și fetele, tai la dreapta, tai la dreapta, diri da, că ne-o râde babele, tai la dreapta, tai diri diri da. Să jucăm și fetele, tai la dreapta, tai la dreapta, diri da, că ne-o râde babele, tai la dreapta, tai diri diri da. Iar bătrânii la un loc, tai la dreapta, tai la dreapta, diri da, fac bătuta mai cu foc, tai la dreapta, tai diri diri da. Iar bătrânii la un loc, tai la dreapta, tai la dreapta, diri da, fac bătuta mai cu foc, tai la dreapta, tai diri diri da. Da zi așa, uite așa, ha, 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 ha. Și atunci hai să le arătăm, tai la dreapta, tai la dreapta, diri da, că știm fete să jucăm, tai la dreapta, tai diri diri da. Și atunci hai să le arătăm, tai la dreapta, tai la dreapta, diri da, că știm fete să jucăm, tai la dreapta, tai diri diri da. Și că nu ne dăm bătuți, tai la dreapta, tai la dreapta, diri da, pe bătrânii întrecuți, tai la dreapta, tai diri diri da. Și că nu ne dăm bătuți, tai la dreapta, tai la dreapta, diri da, pe bătrânii întrecuți, tai la dreapta, tai diri diri da. Hai, hai, da zi-a
așa n-o lăsa. Hai să facem hora, măi, tai la darap, tai la darada, dirida, să jucăm mândri flăcăi, tai la darap, tai diridirida. Hai să facem hora, măi, tai la darap, tai la darada, dirida, să jucăm mândri flăcăi, tai la darap, tai diridirida. Să jucăm și babele, tai la darap, tai la darada, dirida, rupem opincile, tai la darap, tai diridirida. Să jucăm și babele, tai la darap, tai la darada, dirida, rupem opincile, tai la darap, tai diridirida. Da, hai, da, tai, după mine și mă-nvață să joc bine. Mi se pare că ai uitat, dar mata m-a învățat. Hei, ho, și-așa, măi! Câte mame-s pe pământ, cu dragoste toate sunt. Toate au povestea lor și toate trăiesc cu dor. Dar ca mama nu-i niciuna, îi sărut fruntea și mâna. Fruntea de griji bătrânită, mâna caldă și trudită. Dar ca mama nu-i niciuna, îi sărut fruntea și mâna. Fruntea de griji bătrânită, mâna caldă și trudită. Dragoste ai crescut copiii cum ai putut. O fată și trei băieți, pâinea o împărțeai la toți. De rămânea o felie, nu oprei din ea și ție. O împărțeai numai la patru, necrescut și n-arăs satul. De rămânea o felie, nu oprei din ea și ție. O împărțeai numai la patru, necrescut și n-arăsatul. Ne-am dus de la casa ta, unde soarta ne-a purtat, dar de mamă n-am uitat. Când să trăiești și tu bine, dă-ne cazul peste tine. Din anii noștri grămadă, ți-am dat să mergi prin o gradă. Să trăiești și tu bine, dă-ne cazul peste tine. Din anii noștri grămadă, ți-am dat să mergi prin o gradă. Merge boala-i grea, dar venim noi, mama mea.
inima să-ți alinăm, de tine grijă să avem. Of. Mama mea măicuță sfântă, cu doar glasul meu te cântă, cât te stric și ești în casă, de nimic mie nu-mi pasă. Azi bătrână și bolnavă, tot grijam duci, mamă dragă, în cuvinte n-am măsură să spun ce-aș vrea, mamă bună. Într-un cântec ce face parte din viața personală a lui Mihai Constandache, cântec dedicat mamei sale, care de 15 ani trăiește o dramă sufletească, constând în aceea că, în urma unei afecțiuni medicale, și-a pierdut, sau mai bine zis... Da, de 15 ani o am la pat, dar de la 39 de ani a început boala să evolueze. Acum mama mea are 62 de ani. Mulțumesc. Am o mamă tânără. Sănătoasă. Deci o mamă care nici măcar un fir de păr alb nu are în cap și vreau să spun că e o femeie foarte puternică, e o leoaică zdravănă și care siguranță cred că noi copiii suntem aproape și o ținem tare. Câți copii sunteți voi la părinte? Suntem patru, trei băieți și o fată. Iar exact. Mihai Constandache este? Mezinul. Eu sunt cel mai mic. Da. Și dintre toți patru, tu ai ajuns artist. Da, mi-a plăcut foarte mult ce făcea mama mea atunci când eu eram pe lângă ea, eram foarte mic și cânta. Ea moștenește de la tatăl ei. Ne mai povestești, da. Mihai, din respect pentru un alt telespectator. Alo, bună seara! Bună seara, domnul Ilie Clement! Să rămână! Bună seara, bună seara și invitațiilor dumneavoastră! Bună seara! Bună seara. Seara și bine v-am găsit! Bine ați venit! Vă rog! Noastră. Alo! Bună seara! Nu vreți să vorbiți cu noi? Alo! S-a emoționat, doamna? Ei, probabil că, iată, s-a întrerupt legătura. Poate doamna, din cauza emoțiilor, s-a oprit din dialogul cu noi. O rugăm să revină. Suntem oameni normali, nu avem motive să ne emoționăm unul față de celălalt. Am mai primit mesaje de la dumneavoastră. Bună seara, domnul Clement, dumneavoastră și invitaților dumneavoastră. Doresc ca toate melodiile din această seară să fie pentru surioara mea, Georgiana, și băiețelul său iubit, Alin, care pe 25 aprilie împlinește 5 luni cu mesajul să fie sănătoși, să aibă noroc în viață și, în ultimul rând, la mulți ani și să nu uite că îi iubim. Semnează doamna Ionela din Giurgiu. Întreaga emisiune o dedic și eu unui prieten drag sufletului meu, Robert Popa din comuna Putineiu, familiei sale frumoase, vecinei mele care este soția lui, părinților și, nu în ultimul rând, micuțului lor băiețel, să fie sănătoși, să fie împliniți, sărbătorile pascale să le întâmpine cu bucurie în suflet, să rămână aceiași oameni modești, buni la suflet. Iar ție, Robert, pentru că miercurea trecută a fost ziua ta, iar eu am fost prins cu acel eveniment artistic, chiar dacă a trecut o săptămână, îți urez în fiecare zi la mulți ani să fii împlinit pe toate planurile. Îți ofer cântecele artiștilor din această seară și te asigur de prietenia mea sinceră. Pentru că sâmbătă și duminică românii sărbătoresc două evenimente importante din viața noastră ortodoxă, Sfântul Gheorghe, patronul municipiului Giurgiu, și florile, dați-mi voie ca printre alți prieteni cărora le doresc din suflet să fie sănătoși și împliniți, să se bucure de viață, să-l salut și pe ginerele meu, Florin Țogoie, care va fi sărbătorit. Aștept să mă invite. La mulți ani să fie sănătos. Mulțumesc în numele lui, în numele Silviei și a lui David. Aștept să mă invite și să întindă o masă așa cum este masa noastră din această seară, pusă cu generozitate de prietenul nostru Marian Dumitrescu și personalul de la cofetăria Totis.
să mă răsfețe cu vorbe frumoase, cum numai el știe să le grăiască. Și noi să le cântăm. La mulți ani, Florin, să fii sănătos, să ajungi și tu la rândul să fii bunic și de ce nu și străbunic. Mergem mai departe, dragi prieteni, și o rog pe doamna Laura Bondari să pregătească de cântat, pentru multă că plăcere. Am trecut de mult de jumătatea emisiunii și mai avem piese pregătite pentru telespectatorii noștri. Așadar, trimiteți-ne mesaje, intrați în legătură telefonică, fără emoții, că suntem oameni normali, oameni modești, oameni care ne place să stăm de vorbă cu prietenii noștri. Cântece de petrecere cu Laura Bondari.
Hai iubire, hai iubire, tu ești viața mea. Cântece de petrecere cu îndrăgita interpretă Laura Bondari, o melodie cu tentă orientală care, în timp ce domnia sa evolua în fața dumneavoastră, dragi prieteni, și la cameră de luat vederi, ceilalți doi invitați, cât și băieții de la camere și de la, din regie, au încins dansul pentru că melodia incitantă nu putea să se țină departe de ringul de dans improvizat, fiecare acolo unde își desfășoară activitatea artistică. Domnul Clement, această piesă Ia o floare, am dedicat-o tuturor, pentru că duminică sunt florile, pentru toate florile din lumea asta, un călduros la mulți ani. Și pentru cei care poartă numele de Gheorghe, Georgiana, derivate din Gheorghe. La mulți ani și multă sănătate. Găbițule, știu că ai participat la multe concursuri, multe festivaluri de muzică populară. Aș vrea să le spui telespectatorilor, deși eu știu acest lucru. Știți bine, da, acest lucru. Nu știu dacă trebuie neapărat să știe telespectatorii. Nu trebuie să știe, pentru că eu de vreo 5 ani, 6 ani am tot mers pe la festivaluri, când de vreo 8-9 ani de zile. Și primul premiu pe care l-am luat aici la dumneavoastră, la Giurgiu. Tocmai de-aia te-am și întrebat. Un festival pe marginea Dunării se cheamă, foarte frumos festivalul. Acum vreo 5 ani cred că am luat un premiu 2, apoi al doilea premiu tot la Giurgiu, la Oinacu. Și banii am împărțit cu mine. După care, colegul meu glumește, după care anul trecut am participat la foarte, foarte multe festivaluri și am luat 14 sau 15 premii. Bravo, ține-te de această meserie pe care ai îmbrățișat-o. Da, mi-e foarte dragă. Să fii serios. Iubesc tradiția, iubesc costumul popular, după cum se vede, și în această seară am luat pe mine un costum foarte, foarte vechi, de o vechime de peste 100 de ani. De unde l-ai? Tot costumul este din zona de interferență a Gorjului cu Mehedințiu și cu Dolju, Comuna Turburea, județul Gorj. Sunt chiar la interferență. Și dumneavoastră, doamna Laura, aveți un costum stilizat, dar foarte stilizat, frumos. Stilizat și această, care am spus, fotă, este cu sută mare. Să vadă telespectatorii. Deci de mână, nu trasă la mașină. Foarte frumoasă. Aur, domnule, ce mai? Da, aur, da. Doamna muncă, Bondari. Muncă, muncă multă și este luată de la Reșița și mulțumesc doamnei care mi-a oferit-o. Deci să înțelegem că este un dar de la admiratoare. Da. Așa este. Frumos gestul. Apropo de festival, domnul Clement, dacă îmi dați voie, că e ceva foarte important. Cum să important. Nu știi că ești răsfățatul Giurgiului? Chiar, da. În vară, pe 28, 29 și 30, dacă nu mă înșel, iulie, la noi în Brela, de ceva timp, să zic 7-8 ani de zile, se ține un festival, cred că este cel mai mare festival din țară, Cântec de Dragoste de-a lungul Dunării, unde și pe această cale, da, unde a participat și colegul meu. Și un premiu frumos acolo. Da? Vreau să fac public pentru toți iubitorii de cântec popular de la dumneavoastră din zonă. Pot intra pe site să caute. Mi se pare că au și pagină de Facebook. E un festival foarte cântecul frumos. De dragoste de-a lungul Cântec Dunării. De dragoste de-a lungul Dunării, cu premii foarte mari. Cred că sunt cele mai mari premii din... Cred că din toată țara. Din toată țara. Vreau să spun că premiul întâi este de 5.000 de euro. Un juriu pe măsură,
doamna Elize Stan, doamna Gebescu și mulți, mulți alți specialiști. Doamna Denea și Fărânii, specialist pe... Invită-ne și pune cu echipa de la TV Giurgiu. Filmează cei de la TVR, într-adevăr. Lăutarii din Chișinău sunt prezenți acolo. Au, presupun că au un contract cu ei de... de ani de zile, de când ani de zile, da, de când am început acest festival. Este a 10-a ediție. De un festival puternic. Pe marginea Dunării la Giurgiu e la 32-a ediție, așa că... Vreau și să le spun și celor care sunt iubitori toți... Iar la prima ediție, la prima ediție și eu dansam. Dar au trecut. Trebuie să aibă minim 18 ani. Ei, noi o avem pe Iulia Mihai, dacă vine acolo... A fost de atâtea ori, deci a fost ca și invitat în a doua seară... Este în recital mereu. În recital, da. E, fruntea cântecului popular autentic, da, din așa zona este. Blașca, din zona o voce foarte puternică, noastră muntenească. O fată serioasă și de aceea și participa miercurea trecut în spectacol, pentru că trebuia și noi ca gazde să scoatem pe cineva, să arătăm ălorlalți, inclusiv ție, că și la Giurgiu sunt artiști de mare valoare. Pe telefonul personal ne-a trimis fata cea mare, Silvia, un mesaj în care mă roagă, ca la rândul meu, să te rog pe tine să-i dai un CD, că tare mult i-a plăcut piesele pe care le-ai cântat până acum. Cu mare drag. Îi voi oferi un album, chiar l-am la mine. Vi-l voi mâna cu mare bucurie. Dar piesa care am cântat-o mai devreme despre mamă, câte mame pe pământ, nu există pe acel album. Nu, dar ea se poate vizualiza pe alte... Rămâi dator, ce bine a spus Gabriel Burjan. Exact. Cu mare drag și o să vi-l ofer. E, adevărul este că acea piesă te-a făcut pe tine consacrat în rândul artiștilor, pentru că este un cântec cu mesaj emoționant, un cântec, cum spuneam la începutul emisiunii, cu o poveste de viață adevărată, da, în care tu ai pus toată viața mamei tale prin cântecul ăla și dragostea ta față de mama, care tot tu spuneai că a crescut frumos 4 copii, pe care i-a dat comunității brăilene sau bucureștene, că tu ți-ai luat zborul spre capitală, că chiar dacă mi-am luat zborul spre capitală, la 3 săptămâni o lună îmi vizitez mama. Știu că atunci când vorbim și telefonic, la telefon, la două zile, mereu îmi spui, sunt la Braila. Sunt la Braila. Dar așa este, într-adevăr, pe timpuri nu se zicea Braila, se spunea Brail, fiind o comunitate turcă, greacă și... Cunoaștem istoria. Și eu, chiar mi-a plăcut și... Cât că e rândul a cântat a lui Gabriel Gorjanu, rog să facă un pic de mișcare, iar eu mai citesc un mesaj. Felicitări doamnei Laura pentru frumusețea melodiilor sale. Semnează Mihai din Prundu. Televiziunea noastră este urmărită și în alte județe. Frumos. Nu mai vorbesc de județul Giurgiu și București și Ilfov. Dragi prieteni, pentru fiecare dintre dumneavoastră, alte două cântece cu tânărul interpret Gabriel Gorjan. Cicoare, hai olitei la fără în vale, că se joacă hora legănată, tot cât un băiat și cât o fată, că se joacă hora legănată, tot cât un băiat și cât o fată, că se joacă hora legănată, tot cât un băiat și cât o fată. Cum joacă oltenașul, de răsună valea și ogașul, și învârtește oltenguța în joc, mi-o prinde de brâu și de mijloc. Și învârtește oltenguța în joc, mi-o prinde de brâu și de mijloc. Și învârtește oltenguța în joc, mi-o prinde de brâu și de mijloc. Pe de-alături babele-și dau coate, că-ar juca, dar nu se aduc de spate. Ce-ar mai sări ele în vora mare, dar nu le mai țin
tale picioare, ce-ar mai sări ele vora mare, dar nu le mai țin ale picioare, ce-ar mai sări ele vora mare, dar nu le mai țin ale picioare. Joacă oltenii pe-ntrecute jocurile din bătrân știute, ca și-ai datina cea bătrânească, să se joace ora oltenească, și se învârte roată ora mare, de se saltă praful rotocoale, ca și-ai datina cea bătrânească, să se joace ora oltenească, și se învârte roată ora mare, de se saltă praful rotocoale, ca și-ai datina cea bătrânească, să se joace ora oltenească. Și o alună, mândruță pe lună plină, să ieși la tine în grădină, să începem dragostea bună. Da, să ieși la miaz, să te sărut pe obraz, că-ți e fața flor de crin și sufletul trandafir. Ești floare de busuioc, necus inima pe foc, și mă-ndeamnă dinspre vale, tot în calea dumii tale. Scăpătat în zăvoiul dinspre sat, în zăvoiul dorului, uneam întâlnit întâi, să stăm printre floricele, să dăm dorul după ele, să ne facem și noi flori, până ne revărsa de zori, măi. Să stăm printre floricele, să dăm dorul după ele, să ne facem și noi flori, până-n revărsa de zori, măi. Bravo. Cântece oltenești cu un tânăr oltean, Gabriel Gorjeanu, îmi cer scuze, un cântec de voie bună, un cântec care te îndeamnă la jucat, la cântat, și pe noi care mai puțin cochetăm cu cântecul, dar îl iubim, ne îndeamnă la jucat. Așa este. Proiectele fiecăruia dintre voi începeți în din perioada următoare. Da, uite cum zici tu, încep cu Gabriel. Ok, începem ca să mai întrecă din emoții, deja mi-au trecut glumea. Păi eu în perioada următoare aș vrea să înregistrez un album, nu știu cu ce orchestră, probabil Doina Gorjului, fac și puțină publicitate, dacă mi este permis acest lucru. Vreau să mai vin pe la dumneavoastră, pe la Giurgiu, că mi-e drag Giurgiu, și nu numai pe la Giurgiu, pe la toate televiziunile locale, și să lucrez mai mult la imaginea mea, la aparițiile mele. Doamna Laura? Eu, domnul Clement, am terminat un album și am început altul. Pe când o lansare ca cel al doamnei Cristina Turcu Preda? Aștept să-l termin și pe al doilea. Da? Și după aceea vin la dumneavoastră, că am plăcere, mă simt ca acasă, domnul vă comisar. Vă așteptăm cu mare drag, și invitație deja lansată. Și vă mulțumesc mult de invitație. Și le doresc și eu la toți telespectatorii multă sănătate și un Paște fericit. Și la mulți ani de flori. Mihai, ți-e rândul. Da, eu pot spune că am făcut o mică pauză, să zic așa, de vreo o lună, două, pentru că am avut un mic proiect cu o televiziune unde am și participat în arta culinară, să zic, dar nu am lăsat cântecul deoparte. Am cochetat așa în timpul emisiunilor și cu muzica, dar și cu gătitul. Pot spune că lucrez la două piese,
vreau să fie ceva, două ore ritmate și parcă mă bate gândul să fac un text, să vorbesc cu doamna Mariana Honceru de la Botoșani, să-mi facă un text despre bunici. Chiar am avut bunici care și au iubit folclorul. Și unul despre giurgiuveni, că sigur va cu mare drag, cu mare drag. Dacă e să fie să fac unul pentru giurgiuveni, să vin aici în spectacol să... să le când să devină... Te-ai îndrăgostit exact de Giurgiu, Mihai. Să știți că mă simt foarte bine aici de câte ori vin la dumneavoastră, pentru că oamenii chiar simt muzica populară și n-am crezut că la așa spectacol care l-am avut și aici și nu numai, aplaudau și chiar noi nu aveam timp să vorbim. La câți dintre prietenii tăi ai vorbit despre acest eveniment? Eu am vorbit, să zic așa, la oameni care nu sunt soliști de muzică populară, ci la prietenii mei, le-am spus că oamenii ca aici în Giurgiu mai rar. Așa este, pentru că Giurgiu este unul în România. Toți aici, în acest comunitatea asta micuță de oameni, știu să se bucure și să aprecieze oameni cu respect față de Dumnezeu și față de oameni în general. Da, de semenie, la noi respectul între oameni este la loc de frunte. De mai vorbim, însă mai avem un alt telespectator. Alo, bună seara! Alo? Alo, bună seara! Da. Se întâmplă ceva, ori se emoționează telespectatorul, ori sunt probleme tehnice și totuși noi îl așteptăm să-și facă curaj dacă emoția este vinovată, că suntem aici. Până atunci mai citim mesaje. Bună seara, familia Bigică din Vedea dedică toate melodiile din această seară cu ocazia florilor norii sale, Florentina și nepoate Cristina Florentina, cu mesajul la mulți ani. Bună seara, domnule Clement, mă numesc Briceag Mihaela și vreau să dedic toate melodiile din această seară pentru băiețelul meu Florin Marius, care duminică își sărbătorește ziua de florii și doresc multă sănătate. La mulți ani și din partea echipei, la mulți ani și din partea invitaților și unul Dumnezeu să vă aducă tot ce este mai bun în casă și în suflet. Bună seara, doresc să urez la mulți ani pentru Florin Popazu din partea mamei sale din comuna Malu. La mulți ani și din partea noastră, gânduri alese, gânduri de prețuire pentru fiecare dintre cei care sâmbătă și duminică sunt sărbătoriții familiilor din care aceștia fac parte. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă dea în primul rând sănătate, că fiecare om, dacă e sănătos, știe cum să-și organizeze exact viața proprie. Ne apropiem de final, iar împreună cu băieții din regie, colegii mei de acolo, am stabilit ca fiecare să mai oferiți câte o piesă pentru cei care ne-au urmărit în această seară. Nu înainte de... Nu, vine și momentul să le urăm și să ne luăm la revedere de la telespectatori. Așa că, Mihai, stai, se pare că s-a făcut din nou, s-a conectat. Alo? Alo, bună seara, domnul Clement. Sărut mâna. Bună seara, invitațiilor dumneavoastră. Bună seara. Și... Lăsați emoția, doamnă. Nu știu de ce am emoții. Dar nu suntem în familie, nu trebuie să aveți emoții. Da. Mi-am făcut curaj în această seară să fac o dedicație soțului meu, care și el la rândul lui mi-a făcut mai multe dedicații de fiecare dată. Cumva, doamna țasără? Da. V-am recunoscut, doamnă. Păi de ce să aveți emoții? Noi ne cunoaștem foarte bine, vorbim cu drag. Ne cunoaștem, dar nu știu, v-am spus, eu așa sunt emotivă. Nu trebuie. Vă rog. Așa, deci soțul meu în luna aprilie are două evenimente. De ziua de naștere, care a fost pe 7 aprilie. La mulți ani. Cu tatăl meu. Direct. La mulți ani, să fie sănătos. Da, mulțumesc. Și acum de... Florii. Iarăși este ziua onomastică. Și îi doresc multă sănătate la mulți ani și să pot și la anul de florii să-i dau dedicație. Noi le facem în fiecare zi, doamna țasără, să fie sănătos în primul rând, să rămână fidelul nostru
telespectator. Da, da, da. Pentru că știu cât de mult iubește artiștii, cât de mult iubește cântecul popular. Iubim foarte mult folclorul și pentru el toate melodiile care le-a cântat domnul Gabriel Gorgeanu să fie dedicate soțului meu. Să rămână cu tot dragul, v-am spus, este născut în acea zi cu tatăl meu. Deoarece iubim zona Olteniei. Vă mulțumim frumos, vă mulțumesc din suflet. Da. Și domnul Clement, mai am de făcut dedicații. Vă rog, doamnă. Pentru băiatul meu, Ionuț Florin. La mulți ani. Îi doresc și eu la mulți ani sănătate multă. Pentru fosta mea noră, Florina, la fel îi urez multă sănătate, la mulți ani. Și îi urez tot binele din lume. Doamne ajută să fii sănătos cu toți. Pentru sora mea de la Slobozia și soțul ei, că poartă același nume, Florea și Florina, la fel multă sănătate și numai bine. Pentru nepotul meu, Gigi, care sâmbătă își serbează ziua numelui, multă sănătate și fericire în viață. Așa să dea Dumnezeu și toți. Și la fel și pentru nepoțelele mele care le iubesc foarte mult. Sunt convins. Ele sunt viața mea. Sunt convins. Le doresc multă sănătate și numai bine să le dea Dumnezeu. Să dea Dumnezeu și dumneavoastră să vă bucurați de viață alături de soțul dumneavoastră, de copii și toate celelalte rude care fac parte din viața familiei țasără. Da, mulțumesc, mulțumesc. La fel și fetele mele, că am și două fete, Adriana și Cătălina. Ce familie mare și frumoasă. Iubite. Mulțumim, doamna țasără, de telefon. Primiți în dar pentru cei sărbătoriți, pentru fiecare dintre dumneavoastră, cântecele acestor minunați artiști care astăzi au poposit pe malul Dunării la Giurgiu și numai aici la TV Giurgiu, unde emisiunea are loc în direct. Spuneam, dragi prieteni, că ne apropiem de final și de aceea aș vrea pe rând să ne mai interpretați câte o piesă, pentru că sunt convins că cei de acasă așteaptă mai mult să vă audă cântând decât vorbind. Mihai, mare drag. Pregătește-te, invit în timp ce va începe piesa să cânte și pe ceilalți doi artiști, Laura Bondar și Gabriel Gorjanu, să se apropie de Mihai, pentru că vor curge melodiile una după alta. Cântec! Sulfine, mor fetele după mine. Nu știu ce să mă mai fac, toate fetele mă plac. Frunză verde, trei sulfine, mor fetele după mine. Nu știu ce să mă mai fac, toate fetele mă plac. Că nu sunt frumos, sunt doar norocos, m-am născut duminica. Nici palate n-am și nici prea mulți bani, dar l-am pe vino în coa. Mai una-mi place, celelalte nu-mi dau pace. Tot gândesc că poate, poate, din minte ele mor scoate. Mie numai una-mi place, celelalte nu-mi dau pace. Tot gândesc că poate, poate, din minte ele mor scoate. Că nu sunt frumos, sunt doar norocos, m-am născut duminica. Nici palate n-am și nici prea mulți bani, dar îl am pe vino în coa. Fetele au înnebunit, mă tot cheamă la iubit. De cu zor și până în seară, și noaptea mă cheamă iară. Fetele au înnebunit, mă tot cheamă la iubit. De cu zor și până în seară, și noaptea mă cheamă iară. Că nu sunt frumos, sunt doar norocos, m-am născut duminica. Nici palate n-am și nici prea mulți bani, dar îl am pe vino-ncoa.
toate eu joc în horă, doar una-i duc, mami noră. Și-am s-o iau, s-o duc acasă, să facem nuntă aleasă, așa după obicei, ca la brâilenii mei. Nuntă cum nu s-a aflat, la noi în lacul sărat, că nu sunt frumos, sunt doar norocos, m-am născut duminica. Nici palate n-am și nici prea mulți bani, dar îl am pe vino în coam. Că nu sunt frumos, sunt doar norocos, m-am născut duminica. Nici palate n-am și nici prea mulți bani, dar îl am pe vino în coam. Mireasa e ca o floare, soacra mică e mâhnită, că fata i se mărită. N-așa voalul când îl pune, însoțit de vorbe bune. Mireasa e înlăcrimată, își lasă mamă și tată. Joacă nașii, joacă finii, ora mare o deschid primii. Dansează, se-nveselesc, cu nunta și chefuiesc. Joacă nașii, joacă finii, ora mare și cu nașa, ginerele și mireasa. Soacra mare, soacra mică, ai grijă de ginerică și de mireasă la fel, vă duce și un nepoțel. Socru mic și socru mare, le fac la miri o urare, o urare cu mult foc, să aibă în viață noroc. Joacă nașii, joacă finii, ora mare o deschid primii. Dansează, se-nveselesc, cu nunta și chefuiesc. Joacă nașii, joacă finii, ora mare o deschid primii. Joacă nașul și cu nașa, ginerele și mireasa. Și care i-am dorit. Azi e zi de sărbătoare, este, Doamne, nuntă mare. În unească s-au prins nașii, dar și finii le țin pașii. Joacă nașii, joacă finii, ora mare o deschid primii. Dansează, se-nveselesc, cu nunta și chefuiesc. Joacă nașii, joacă finii, ora mare o deschid primii. Joacă nașul și cu nașa, fetițo, ce suflet ai, cer gurița și nu-mi dai, cer gurița și nu-mi dai mai, parcă-i fi fată de crai, fată de crai dacă-i fi, gurița mi-ai dărui, și nimica nu ți-ar fi, și nimica nu ți-ar fi. Era de ne iubeam, muncile le colindam. Când era de ne iubeam, mai muncile le colindam. Și dorul de
ne știa. Cum ar fi fetița mea, de ți-aș lega dragostea. Cum ar fi fetița mea, măi, de ți-aș lega dragostea. Și dorul aș priponi, să nu poți mândră iubi. Și dorul aș priponi, să nu poți mândră iubi. Măi, fetiță, dorul meu, l-aș trimite în drumul tău. La fântână când te duci, măi, să-ți intre mândră n-opinci. Să-ți arză călcâile și să apuci poticile. Pe unde mândră veneai, urița de mi-o dădeai. Să-ți arză călcâile și să apuci poticile. Da, un final cu piese de joc și voie bună aduse în această seară aici la Giurgiu de trei prieteni de-ai mei, trei prieteni de-ai dumneavoastră, trei prieteni de-ai televiziunii noastre, Mihai Constandache, Laura Bondari și, nu în ultimul rând, Gabriel Gorjanu. Dragii mei, orice început are și un sfârșit. Chiar dacă sfârșitul s-a apropiat așa de repede, am să vă rog pe scurt să vă adresați celor mulți de acasă cu un mesaj și cu promisiunea că veți reveni la Giurgiu cât se poate de repede. Dragii mei, fie ca Sfintele Sărbători de Paște, Sărbătorile de Flori, să vă aducă Dumnezeu multe bucurii, multe realizări și multă sănătate, că este mai bună decât toate. Vă pup pe toți. O seară frumoasă. Eu vreau... să le doresc giurgiuvenilor și nu numai, și toți cei care ne privesc, zonelor limitrofe și celor din țară, celor care poartă numele de floare, multă să sănătate. Nu uităm și pe Gheorghe. Să nu uităm și pe Gheorghe. Să-i dea Dumnezeu sănătate și tot binele din lume. Vreau să le urez și eu pace în suflete și fie ca sărbătorile pascale să le lumineze casa, mintea, să fie mult mai curată, să gândim mult mai pozitiv și mult mai frumos față de semenii noștri, iar mesele să fie îmbelșugate. La fel cum avem noi în această seară, grație unui om cu suflet mare, domnul Marian Dumitrescu și personalul de la cofetăria Totus. Îi mulțumim. Să aveți un Paște pe cinste, dragii mei giurgiuveni, pentru că meritați din tot sufletul. Gabi? Tuturor telespectatorilor cu nume de Gheorghe le doresc la mulți ani, la fel și celor cu nume de floare, doamnelor, domnilor, și un Paște fericit plin de căldură, de bunătate și de lumina învierii. De fiecare dată, la final de emisiune, sunt mesagerul tuturor giurgiuvenilor și în numele fiecăruia dintre ei vreau să vă asigur de prietenia iubitorilor de cântec popular, de prețuirea pe care o acordă fiecăruia dintre voi, să fiți sănătoși, să fiți împliniți, să vă bucurați de frumoasa meserie pe care v-ați ales-o, să fiți inspirați și să creați alte cântece care să ne bucure sufletul, să vă așteptăm încă de acum să reveniți la Giurgiu, iar porțile dorului de la TV Giurgiu în orice moment vă vor fi deschise până la perete, așa cum îmi place mie să spun. Mulțumim din suflet. Dragi prieteni de acasă, fie că nu ne-ați putut urmări în direct, fie că ne veți urmări în reluare mâine dimineață la ora 11 sau sâmbătă și duminică, Dumnezeu să vă aducă liniște în suflet, bucurie și multă, multă sănătate. Vă promit că miercurea viitoare ne vom întâlni cu alți interpreți din cântecul popular pe care și dumneavoastră iubiți la fel de mult ca și mine, iar întreaga echipă de la TV Giurgiu vă mulțumește pentru atenția pe care ne-ați acordat-o. Gânduri bune de la Clement Ilie, realizatorul emisiunii La Porțile Dorului, numai aici, la TV Giurgiu. La revedere!